tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să facem un mare, mare unboxing! Pentru că în aproximativ o lună de zile am strâns foarte multe cadouașe primite pentru a încerca produse noi sau pur și simplu primite de la diverse evenimente pe care nu am avut timp să le desfac. Și atunci am zis, este timpul pentru primul meu unboxing pe YouTube. Probabil că o să dureze ceva mai mult decât orice alt unboxing, nu de alta, dar am foarte multe pungulițe aici care au mai mult de un produs în ele, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Vreau să vă spun că ieri am fost la Lancome, la lansarea trendurilor primăvară-vară 2017 și sunt foarte fericită că anul acesta se poartă din nou roz, roz, roz. Se poartă roz în machiaj, se poartă roz pe unghii, se poartă roz ca și haine, se poartă roz în păr. Rozul este culoarea fericirii, atât în această vară este vedeta sezonului. Așa că o să încep prima oară fix cu cadoul pe care l-am primit aseară de la Lancome. Și haideți să le facem și să vedem despre ce este vorba. Am primit aici un blush de la Lancome, un mascara grandios care este foarte bun, eu l-am deja pe culoarea albastru, de data asta l-am primit pe culoarea Noir Mirific 01, mă cam orbește lumina asta. Și aici avem un Juicy Shaker, eu îl am deja și îl port acum pe buze pentru că se poartă roz. Este un, o culoare ceva mai aprinsă decât cea pe care o am eu. Vreau să vă spun că o parte din produsele pe care eu le am astăzi aici o să fie giveaways și toată luna martie la fiecare postare a mea pe blog va fi un mic concurs unde veți putea câștiga unul din produsele aflate în oricare din aceste cutii pungulițe. Caron s-a lansat în Boutique Haute Parfumerie și a lansat în noua gamă de pudră. Probabil că o parte din voi știți aceste pudre de la părinți, de la mamele voastre, pentru că au o istorie foarte, foarte lungă, sunt foarte bune, foarte apreciate. Doinița Oancea îmi povestea că este mirosul copilăriei ei pentru că mama ei folosea foarte mult această pudră. Ulterior am aflat și eu de la mama că și ea a folosit această pudră, dar nu, eu nu mi-amintesc, probabil eram foarte mică. Și hai să vedem ce avem aici. Avem o pudră fină, probabil că este o pudră compactă. Și aici avem pudra semi-pulbere. Sunt două pudre pe care vă spun sincer că de-abia așteptam să le încerc, pentru că am auzit numai lucruri bune despre ele, așa că sunt foarte, foarte curioasă cum sunt și cum se văd pe față. De-abia aștept să fac un tutorial cu ele. Bun, am terminat și cu Caron. Avem aici un cadou de la L'Oreal. Light Blonde Instant Root Concealer Spray. Este un spray pentru rădăcinile care se văd. Se văd acum la mine puțin. Pe care îl aplici și rezistă până la prima șamponare. Este foarte bun de avut în casă. Dacă aveți un eveniment important, îți aplici spray-ul la rădăcini, arăți ca o zână toată seara, apoi te speli și urmează să te duci, bineînțeles, să-ți vopsești rădăcinile. Mulțumesc, L'Oreal! Nu insist foarte mult pe produsele pe care le-am primit, tocmai pentru că am destule și n-aș vrea ca acest video să dureze o veșnicie. E foarte frumoasă, de la Elsev. Hai să vedem ce conține. Nu-mi plac cardurile astea. New Year, New Resolution. Ne dorim anul acesta să-ți acorzi mai multă atenție și să ai mai multă grijă de tine, fără să uiți de părul meu. Fără să uiți de părul meu. De părul tău. Descoperă noua gamă Elsev cu 3 argile fine. Elsev, argilă extraordinară, dar și câteva informații despre detoxifiere, care sperăm să-ți fie de folos. Ia să vedem. Cele 3 tipuri de argilă, argilă albă, argilă albastră și argilă verde. Și credeți-mă că astea o să-mi fie foarte utile, pentru că aș putea să le folosesc foarte, foarte bine această pudră. O să o folosesc în niște măști pentru față, pe care o să le fac cu câteva ingrediente pe care le-am în bucătărie, bineînțeles. Și aici avem cele 3 produse, șampon de îngrijire, balsam de îngrijire, mască purificatoare
și șampon uscat. Mulțumesc, Kerse! Hai să vedem ce am primit de la Bourjois. Deci este colecția Bourjois cu Elise și Almin și avem aici o trusă de farduri. Smoky Stories se numește. Un primer, este bază pentru fardurile de ochi. N-am încercat niciodată bază pentru fardul de ochi, așa că de-abia aștept să-l încerc. Și avem un ruj roșu și această gentuță foarte chic, boho chic. E foarte drăguță, nu? Mulțumesc, Bourjois, de haircare.ro. Haircare este site-ul de pe care mie îmi place să-mi cumpăr produse de păr. Pentru că foarte multe de produsele găsite acolo sunt la un preț extraordinar de bun. Plus că dacă intri, nu știu, măcar de 2-3 ori pe săptămână pe site, poți să găsești diferite promoții foarte, foarte, foarte bune, care merită. În funcție de produsele pe care tu le folosești, iau produse din mai multe game, de la gamele largi până la cele profesionale, așa că intrați pe haircare.ro și puteți să vă găsiți acolo tot ce aveți nevoie. Wow! Deci am primit de la Experto, am un șampon cu ceramare și un complex de ceramide, așa, balsam și mască. Dacă vreodată vă achiziționați un kit de acest gen, eu zic să folosiți așa. Folosiți șamponul și balsamul dacă vă spălați odată la 2 zile, iar masca faceți-o odată pe săptămână. Dar cum? În primul și în primul rând, spălați părul foarte bine, insistați pe rădăcini, după care dați cu apă cât puteți de fierbinte, aplicați masca, înfășurați un prosop în jurul capului, udați și începeți și udați încet, încet, cât puteți, cu apă cât puteți voi de fierbinte. Pentru ca masca să intre foarte, foarte bine și să hrănească tot firul de păr de la rădăcină până la vârfuri. Și stați așa cu ea măcar 5 minute. Știu că este foarte greu de stat pur și simplu 5 minute, dar dacă îți aplici prosopul, te poți sprijini frumos pe cadă, îți aplici o lumânare, mai citești o carte, mai asculti o muzică, te relaxezi, nici nu simți cum trece timpul. Bun, mulțumesc foarte mult, Haircare! Și a fost la lansarea ultimei generații de fiole împotriva căderii părului. Foarte interesant, am înțeles că are eficacitate de 94%. Știu că trebuie să fie un kit de 21 sau 24 de fiole, nu mai știu exact. Este un produs pe care eu vreau să-l încerc. Mulțumesc foarte mult, Vichy. Avem aici o unguriță de la Garnier. Mi-aduc aminte că m-am vopsit foarte mult în perioada adolescenței cu Garnier. Ce-mi place când deschid cutii și am scris-o scrisărită. Deci dacă știi ce miros, știți cum miroase în saună când pui ulei esențial pe pietrele încinse sau în saloanele acelea de masaj de relaxare, când ați aprind lumânări și îți pun pietre fierbinți pe spate. Exact așa mi-a venit un miros de spa. Draga mea, aceasta nu este doar o altă lansare de produs care promite rezultate revoluționare. Este timp. La super ofertă. 15 minute numai pentru tine. Nu trișa. Fă-ți un ceai bun, ascultă muzica preferată și aplică masca Moisture Plus. Aceste 15 minute vor face cât mai multe ore de relaxare pe care nu le ai la dispoziție. Care dintre cele 3 măști îți place cel mai mult? Ia să vedem. 15 minute de relaxare. Am aici un ceai. Ceaiul ăsta miroase atât de bine. Aici am primit un tea infuser, am primit o bentiță, îmi plac astea la nebunie pentru că eu le folosesc în continuu când mă demachez, când îmi aplic măști. Și 3 tipuri de măști. Prima mască, Aqua Pomp, este cu extract de rozie, acid hialuronic și ser hidratant. Este pentru tenul deshidratat.
A doua este pentru prospețime. Este cu extract de ceai verde, acid hialuronic și ser hidratant. Este pentru tenul normal spre mixt. Și spune aici, ca și pe cealaltă, că o mască este echivalentă cu o săptămână de hidratare. Ceea ce nu e rău. Iar a treia este Moisture Plus Comfort. Este cu extract de mușețel, acid hialuronic și ser hidratant pentru tenul uscat spre uscat și sensibil. Eu sincer, cum sunt obsedată cu măștile, de-abia aștept să le încerc. Mulțumesc frumos, Garnier. Mai am aici un cadou foarte frumos de la L'Oreal. Știu că am tras cu ochiul la acesta și mi-a plăcut foarte mult pentru că conține această oglindă foarte frumoasă și când te uiți în ea îți spune că ești un superstar și pare că ai fi pe coperta unei reviste. Este foarte frumoasă și dacă această cameră în care filmez astăzi se va transforma la un moment dat în propriul meu studio de beauty, sigur o să o vedeți pe pereți. Așa că mulțumesc foarte mult, L'Oreal. Și avem aici niște produse. Și am acest mascara Superstar Lash, pe care eu l-am mai încercat când l-au lansat prima oară și este senzațional. Chiar zici că ai gene false. Un liner și creionul pentru sprâncene. Mulțumesc foarte mult, L'Oreal. De la Guinness, o cutie Beauty Treatment, în care m-au nimerit perfect. Sculpt Expert. Este o cremă de remodelare a corpului. Și pentru că eu tot am început să mă duc destul de des la sală, este o cremă pe care pot să o folosesc pentru că te ajută să menții fermitatea pielii. Și sunt foarte bune pentru asta, nu neapărat că slăbești în centimetri, că nu cred că există vreo cremă pe lumea asta cu care să te dai și să slăbești. Am mai ales 30+, chiar dacă nu faci sport, trebuie folosit așa ceva. Și mai am aici un scrub pentru corp, care este binevenit pentru că scrubul meu de corp tocmai s-a terminat de curând, foarte de curând, cred că acum o săptămână. Sephora și-a lansat colecția de primăvară-vară. Mamă, ce e aici! Wow! Aici am două pachete de șervețele exfoliante. Aici am mini kisses. Sunt cred că sunt da, balsamurile acelea de buze pe care sunt foarte mici și încap în orice poșetuță, în orice claci. Aici am un gel de duș. Mie îmi plac foarte, foarte mult ambalajele. Mi se pare atât de drăguțe încât parcă te invită să le cumperi și nu ai cum. Așa arată. Nu e atât de drăguț? Am noua paletă de la Too Faced Peach, pe care, sincer, mi-o doream de foarte mult timp. Am văzut niște tutoriale la blogăritele din America, care deja folosesc această paletă și mi-o doream. Ce drăguț! O să fie o piersicuță toată vara. Aici am un burete, care este pentru exfoliere. Aici avem o mască hidratantă pe bază de ierburi de mare, o trusă de farduri. Aici este o paletă tot așa de farduri, de 9 culori. Și uitați-vă cât de drăguț arată. Cum să nu te duci să cumperi așa ceva? Asta știu ce este. Este un blush, pudră bronzantă, este foarte bună pentru fetele bronzate. Ediție limitată și de-abia aștept să o port. Așa, ia să vedem. Acum mai am un gel de demachiant.
pentru față și ochi. Aici încă un lapte micelar de machian, yuzu, rose, bază de lămâie pe bază de trandafir sau apă de trandafir. Aici am un exfoliant pentru față pe bază de ceai verde. Aici tot un exfoliant și care și curăță pe bază de cărbune, ca și șervețelele, ca sunt cam din aceeași gamă. Aici tot o cremă de curățare, cremă de machiantă pe bază de rodie. Am de la Make Up For Ever Water Blend, un fond de ten pentru față și corp. Șervețele pe bază de rodie. Aici am o apă micelară, să știți că nu știu dacă se vede, dar ea este neagră, pentru că este pe bază de cărbune. Am o bază de machiaj aici, un spray fixator pentru make-up. Asta este un kit pentru un somn relaxant. Cream Lip Stain, Lipstick Duo, Contour and Color, tot de la Sephora. Easy Smoky Eyes, deci este un creion contur de ochi în care poți să faci smoky eyes. Și aici avem Cinescope, mascara cu volum, un balsam de buze, fard de ochi și un beauty blender. Îmi plac beauty blenderele de la Sephora, sunt cele mai bune, credeți-mă, nu faceți rabat la bani, chiar dacă le găsiți și cu 3 lei, cele de la Sephora, dacă nu mă înșel, sunt 11 lei, parcă, dar din punctul meu de vedere sunt cele mai bune. Cam asta este. Acesta a fost pentru mine primul unboxing și încet, încet o să vă spun despre produse prin tutorialele de make-up sau prin tutorialele de măști sau, habar n-am, clipurile pe care le mai fac, prin vloguri. Vă mulțumesc că mă urmăriți, dacă nu v-ați înscris încă pe canalul meu de YouTube, hit subscribe, vă aștept în continuare și pe Facebook și pe Instagram. Aștept comentariile voastre, aștept sugestiile voastre pentru noi clipuri. Well, nu mă mai întind pentru că vorbesc mult, așa că vă pup!